oameni care înseamnă ceva pentru bucătărie și pentru care bucătăria înseamnă uneori totul. Astăzi o să vedeți o masă plină de ustensile, pentru că așa fac de fiecare dată bucătarii mari când vin aici la noi în emisiune. Șef Josef Haddad, bine ați venit. Mulțumesc la Sănătatea pentru, în Bucate. Pentru invitația. E un spațiu cu care nu mai sunteți obișnuit, pentru că lucrați în bucătării profesionale. Când se intră în bucătărie de casă, deja mă face piele de găină, mă aduc aminte de copilăria mea cu mama. Așa a fost un arăgaz așa puțin mai vechi, așa bucătăria de casă. Se vine cu drag, se gătește ceva ușor și bun. Nu dispare plăcerea asta odată ce gătești pentru restaurante mari și pentru mediul profesionist, practic? Bucătăria de casă rămâne o plăcere. Bucătăria de casă se rămâne toată viața noastră, mai ales noi acasă trăite, nu cu mâncare sofisticat, cum facem noi acum la ora actuală în România, pe 2015, da? Dar, sincer spun așa, bucătăria de casă tot timpul rămâne în sânge noastră. Noi am trăit cu bucătăria marocană, Nordul Africa, tunisian și marocană, da, mestecat. Și tot mai acasă, toate felul de mâncare, toate felul de mirodenii, deja când eu gătește eu acasă la copii, da, îmi fac de mirodenii, tot timpul aduc aminte cum a fost eu mic de 5-6 ani acasă, a fost numai ierbă aromatic și cumin și cucum, adică toate. Și acel raz el hanut, probabil. Exact, da. Exact. Dacă e să vă amintiți un fel de mâncare care vă aduce aminte cel mai tare mâncare preferată, cum a trăit eu cu asta, fiecare vineri acasă la noi, da, a fost tajin mugrabi. Tajin mugrabi, există o tajin. Tajin, da. Este numele tajin. Da. Ce este la untru, de la untru poate să fie și pește. Vasul așa mare, asta intră în cuptor aproape 5-6 ore, cu un pulpe așa de miel, cu fructe uscate, cu toate, cu șofanuțe. Știi cum este? Te doare capul la bunătăți. Se știe, fiecare rețeta se fac eu la restaurantul meu, tot timpul îmi facem ceva ca tajin, o preparat așa puțin marocanul, cheftele, tot timpul eu sunt lui mama, da? Și spun, mama, ce facem la autobus? Nu totdeauna se iasă același lucru. Și știu, mama are de clicul asta. Nu poți să ajung la nivelul gustul asta, înțelege? Este absolut imposibil. Dar toate, totdeauna, eu consult cu ea, când plec în Israel, el face mâncare simplă. Poți să fii pui așa gătit. Știi cum este? Gătit, pui gătit normal. Dar gustul nu există. Avem un pește obrina. Pește obrina vine în mare mediteranean. O bucată are, poate să fie pe la... E un pește destul de mare. Da, la un kilogram pe la poate să ajung la 15-16 kg. E foarte gustos. Foarte, foarte gustos. Este carnos. Rețeta am făcut cu conopida puțin mediteranean, conopida parizien, puțin cu usturoi, zucchini sote, cu puțin eșalotor. Roșii, acum e sezon roșii, e bun așa românesc, are zamă. Roșiile de câmp sunt acum la putere. Exact. Avem aici petrojene, avem aici coriandru neapărat să intre în preparate noastre, avem puțin preparate mediteran și lejer. Ne apucăm serios de treabă. Pornim focurile. Bine, primul rând, obrima. Lasă cu piele, se face niște grătură așa pe el, să fie forma frumoasă, ok? Să bag la loc, puțin sare, puțin mai mult sare, trebuie sarea să intre în miezul, în carne, trebuie puțin gros. E, un pic gros, dar... Încă un gest, da? Dacă facem de carne gros, mai bine să dai jumate ore înainte sare, să lasă la frigider la o parte. Am înțeles, ca să intre... Se intră cu zama lui, să fie mai gustos interior. Acum, se face așa. Bravo. E un sunet bun. Da, sunet bun. S-a văzut, așa îmi place, de sunet bun. Văd pe exact. Contractă. De ce facem de tăitura pe piele? Să nu se urcă sus. Să rămână cum trebuie. Când se strânge, exact. Se strânge uniform. Exact, da, exact. O să-l vedem imediat ce o să-l întoarcem. Da. Pe alta parte, când este asta gata, noi se facem niște
Zucchini, ok? Zucchini proaspete, azot. Uite-te. Acum se uite, găsesc... cum știi că zucchini este foarte proaspete. Când rămâne apă când la tăietură. Apa la e și puțin da, mai e... lipicios. Pagmana. Uite, este, știi, da, este lipicios e... și este foarte tare și foarte, ferm. Foarte, foarte sănătos. Da. Foarte sănătos, da. Și nu o să-l gătim foarte mult. Nu? Trebuie să fie al dente, ok? Tăiam așa felii, foarte, foarte subțire, ok? Văzut? Și-l întoarcem o singură dată. Da, atâta. Asta e, asta e un sfat foarte bun. Să nu îl întoarcem de 10 ori în tigaie, îl ținem un pic, îl mai întoarcem. Nu, dacă se întoarce, să rămână așa. Acum dai crusta frumoasă auriu deschis și pe piele și pe burta lui și la uite, la untul a rămas viu. Și da, cu asta... Și uite. Da, uite acolo, uite ce frumos. Se asta, vede foarte bine aici. Bucata aia, scalupul asta de pește, se intră după aceea în cuptor la 200 de grade, aproape 4, 3, 4, 5 minute. Foarte puțin. Foarte puțin. La untul nu trebuie să fie uscat. Deja pește obrina este puțin uscat. Nu are mult grăsime. Nu e foarte gras. Nu e foarte gras ca somo pe alta parte. Ca somo nu cu o cadorada. Este foarte, foarte uscat. Dacă a băgat mai mult la cuptor, da? Carne puțin să fii puțin mai tare. Să te fim atent cu peștele asta. Pentru că riscăm altfel să-l stricăm pur și simplu. Exact. Acum stai puțin da. Eșalot. Ia uite-l. Bravo, bravo. E ok, ok. Arată bine. Văd cum arată. Puțin eșalot. Tocam. Așteptă puțin. Ia. Puțin de mâine cu el așa. Așa. Foarte puțin, așa cu mâinile așa. Suntem acasă acum, nu? Pentru acasă. Zi. Acasă, văzut? Așa facem. Bravo. Nu ne agităm foarte tare și aș vrea să vă gândiți la subiectul ăsta. Gătiți pentru ai voștri, nu trebuie să vă puneți mănuși. Iar ce gătim noi aici nu pleacă spre publicul larg. Probabil că după ce ne terminăm treaba o să ne bucurăm de peștele ăsta care este... pe drumul cel bun. Acum se duce în cuptor la 200 de grade. 200 de grade la câteva minute. 3-4 minute, după ce se reficăm. Ok, să nu se fie... Noi de fapt reficăm, noi bucătarii. Reficăm cu mâinile. Încălziți la textură. Exact. Cum face... Voi acasă, dacă se reficăm, ia un scobitor așa, un frigăruie, se intră în miezul peștele, da? Se bagă în buză. Pentru că corpul nostru are 36 de grade. Dacă scobitor este foarte cald în buze, da? Pășește 36 de grade, corpul nostru, da? Automat este gata interior. Asta înseamnă o verificare simplă, exact. Ușor de făcut. Exact. Bravo. Acum noi facem parizien. Tigaia a rămas... Tigaia, nu am nevoie de tigaia acum, am nevoie de ulei. O să facem parizien. Schimbul. Aici avem deja... un ulei care este bravo. Încălzit. Păi aici ou, sare, piper, simplu, parizien. Cine place să fie puțin mai gustos, puteți să tocat la untru puțin petrujen, la untru sau coriandru, cine place. Sau usturoi, dar noi facem... Sau nu, îl facem simplu. Da. Asta un tips așa pentru nespectator acum. Ia asta, uite, este conopida deja fiertă în apa și cu sare. Cât trebuie să fiarbă o conopidă bună? Conopida bună, aproape 15 minute. Dar nu mai mult. Nu mai mult, trebuie să fie puțin al dente la untul, se simte de crunch așa, nu așa moale cum trebuie să fie. Facem făină așa, da, ok? Întâi făină. Făină, da, făină, da, frumos așa, ou. Uleiul este... După cum arată... Da, este gata, da, e ok. Este bine încins. Perfect. Gata, puțin foc mai tare. Acum să ia roșii, să facem niște fileu de roșii. Mi place lucrați cu roșii pe rețeta mediteranean. Roșii este favorita mea personal, la mine îmi place foarte, foarte mult. Orice preparat acasă, eu folosește roșii, să dai fileu așa, să fie catifa frumos și cum trebuie. Adică și fără coajă. Da, fără coajă. Roșii se tai așa, felii așa pentru ragu-ul nostru, ok? Da, intră la untru, foarte bine. Șalota. Se sotează șalotului, da? Foarte, foarte bine așa. Bravo.
Să tai puțin petrujen. Mă, cum e conopida asta. Wow. Cum e conopida asta. E bună, e bună. Noi conopida după aceea la prezentația, noi tăiam. Tăiam slice. Slice, bag asta la unul, da? Uite, bag puțin mai mult, așa să fie, să ne gustăm și noi după aceea. Acum sotează, te rog. Ia puțin petrujen. Ok, se sotează. Bag puțin. Tot așa la foc mare. Da, puțin sare. Bag puțin piper albe. Sotează foarte, 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 foarte bine. Apoi, avem aici, facem sosul de capere la măi. Capere, avem aici la măi proaspete, frumos, bun. Ok? Asta e o idee bună pe care ați putea să o rețineți sare. Într-un material. Dar și nu se scade, nu se cade sumbul. Nu cad sâmburi, nu cade pulpă, aveți doar suc. Puteți să stoarceți foarte ușor. Tai încă roșii, am nevoie pentru sosul. Câteva roșii. Tot timpul se sotează, să nu se fie, trebuie să fie verde, 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 Marius. Verde, verde trebuie să fie. Secretul este să-l miști tot timpul și să îl faci la foc mare. Puțin roșii, ok. Puțin piper. Am nevoie puțin lingura, puțin. Puțin usturoi pentru parfum să fie. Un pic, dar chiar un pic. Un pic, da. Un vârf de cuțit. Exact, ulei de măslină neapărat. Se mesteca tot împreună. Uite. Simplu, mediteranean. Foarte, 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 foarte simplu. Ok? Asta la o parte. Sotează. Acum, încă o dată roșii. Sotează. Și pregătim deja platoul. Avem aici puțin salate, salata cres. Ok? Puțin ulei de măslină. Între timp, cred că aș putea să scot și peștele din cuptor. Scot peștele, e gata. Ia, puțin sare. Oh. Puțin lămâi. Facem salata verde așa. E bună, acum este vară. E gata, sotează, e gata. Da, uite, țuchine acum se bagă pe un forma. Așa frumoasă. Se presat foarte, foarte puțin, nu așa de mult. Farfurii. Scoată de forma. Se ia peștele, Marius, văzut? Cu coajă cu totul. Se bag în mijloc, așa. Ok? Pe asta o să-l dau de conopida. De conopida, ce frumoasă. Uite, uite, uite ce frumoasă. Sunt drag de legumele proaspete și bun. Trebuie să învățăm și să mănânc bine. Acum, conopida. Noi se tăiam. Așa, mă rog. În felii. Am privilegiu. Uite cum arată. Uite cum arată. A? Albe, frumos. Ce mirosare. Simplă și bună, nu? Tăiam felii așa, ca carpaccio. Așa, așeval. Peste peștele. Ok? Și acum noi, se ia puțin sosul capere simplă, ulei de măslină, sare și piper și roșii. Așa. Foarte, foarte puțin peste conopida. Puțin zahăr. Capere sunt ușor sărate. Da, noi cu zeamă de lămâie și cu ulei completează foarte bine. Exact. Se facă sus așa frumos. Aici avem ce am dresat aici de puțin salata verde peste, să dai o senzație așa de vară așa frumoasă. Și pe verticală. Exact, așa, ok. Puțin sakura mixa peste asta, Marius. Așa. Ok. Am aici și de un busuioc. Uite, proaspete, uite cum arată. Proaspete. Se băgat peste asta așa. Văzut? Asta, uite, senzație. Acum, se până farfurii. Încă nu am terminat. Avem aici niște sosul de ardei. Sosul de ardei gras sau ardei capia. Ardei gras, capia, stecor pe mașina de suc de morcov, stecor. Așa. Simplu. Ia la foc, pe foc. Ia puțin sare, piper
și puțin, puțin pastit. Pastit este un lichior, pastit, o recard. Ăla, franțuzet. Franțuzet, un pic. Se lasă, se aburește toată apa, apa de, de ardei. Se rămâne numai concentrația de ardei cu pastit, ce a dat la noi Dumnezeu eu, în pământul nostru. Să îmi puneți o picătură pe deget. Uite cum arată. Uite. Ok? Cum noi simplu, puteam noi să decoram așa, ca fel ca picatură, așa. Avem aici busuioc. Aha. Ok. Și un dressing de busuioc. Și o să vi se pară că e o mâncare complicată. Poate că o să vă iau un pic mai mult să așezați farfuria în felul ăsta, dar cu siguranță mâncărurile nu sunt complicate și chiar eu v-aș sfătui să încercați varianta asta acasă, pentru că munciți mai mult, dar efectul este wow!